Mergem către plaja cu focii. Am ajuns cel mai nordic punct al Danemarcei. Dacă statiști de oameni cât sunt mămicile plecate, nu-i mai recunosc și abandonează. E acolo una care a scos capul. Bună dimineața! Astăzi avem o surpriză și pentru noi și pentru voi, sperăm. Mergem să vedem niște foci. Dar înainte de asta mergem să mâncăm și am ajuns la o parcare și este foarte ciudat pentru că în partea aia de stradă este aproape dublu față de aici unde am parcat noi. Și după cum observați, toată lumea e parcat aici și cine n-a apucat parchează acolo. Și am observat că Easy Park-ul pe care îl tot folosim noi, în cazul în care sunt situații de genul ăsta, gen stânga-dreapta, tarife diferite, te anunță în aplicație. Vezi că ai grijă unde îți pui mașina pentru că sunt tarife diferite. Haideți să mergem să mâncăm și după aia pornim. Dixi este optimist astăzi, dar nu știm dacă o să vedem foci. Noi mergem să le căutăm. Dacă le găsim sau nu, vedem. Trebuie să ajungem undeva în nordul peninsulei Jutland. Trebuie să ajungem sus. Cel mai nordic. Cea mai nordică plajă. Văzut că este o zonă în care focile își lasă pui. N-am voie să ne apropiem de ele. Adică scrie că dacă te apropii de ele, de pui, este posibil să-i respingă mămica lor când se întoarce de la vânătoare. O să mergem să vedem ce găsim. Găsim un restaurant, se numește Cafe Fair. Și au brunch la 150 de coroane și este foarte multă mâncare. Avem toate pe aici, mai avem și aia, mă rog, acolo, niște cereale cu iaurt pe care Iulian o să le mănânce și o să le mănânc eu, pentru că ea nu mănâncă iaurt, poate îi dau prăjitura. Am și cafea a fost separat. Cafea a fost încă 35 parcă, de coroane. Nu prea găsești niciun fel de cafea sub 35 de coroane, deci decât dacă e espresso. Ne-au adus pâine cu unt, mai avut un tip de pâine, dar a mai rămas doar atât din ea. Așa arăta, era cu semințe, a fost foarte bună chestia asta. Ne-au adus așa, ăsta e un croissant cu salată de creveți, am văzut noi, cu ceva smântână. Aici avem un cârnat cu roșii. Asta e muștar. Și ăla e muștar. Și ăsta e aici, este prosciutto. 200 de lei pentru brunch. Nu, am apucat să mănâncă, mi-e foame. Am mâncat, ne-am făcut plinul la cafeluță, care, sincer, nu mai băut o cafea până de ceva timp, asta e partea a doua. Am lucrat puțin și mergem către plaja cu focii. Am ajuns cel mai nordic punct al Danemarcei. Noi am venit pentru foci, dar aparent este destul de cunoscut și pentru alte chestii. Păsări și ceva istorie și au vreo 4 trasee, de la 3 km la 10 km. Să vedem dacă găsim ceva. Parcarea aparent nu se plătește. Citisem pe toate review-urile că e greu de plătit, că nu acceptă decât carduri Visa, că aplicații, că nu știu ce, o grămadă de nebunii. Se pare că nu se plătește. Am întrebat la magazinul de lângă. Au și în stație de încărcare, dacă vă vine să credeți, suntem în mijlocul nicăierului, dar aparent au stație de încărcare, dacă aveți mașină electrică sau hibrid sau plug-in sau whatever. Să mergem spre plajă, să vedem ce găsim. Am pornit pe traseu și este o nisipată de fin, dar peisajul arată un pic așa. Sunt din loc în loc buncăre din astea. Și am văzut că se poate face un tur cu un tractor. Sunt și toate animăluțe acolo pe... Încă nu cred că le vedeți, dar să mergem spre ele. Bași la apă. Ce vă povesteam mai devreme. Pentru ce am venit noi aici. Este o plajă pe care se adună foci. Nu știm dacă o să le vedem. Dar scrie să nu ne apropie la mai puțin de 50 de metri de ele. Pentru că mamele își lasă copila și pe plajă și se duc să vâneze. Dacă statiști de oameni cât sunt mămicile plecate, nu-i mai recunosc și abandonează. Ar trebui să stăm la distanță, dar nu văd absolut nimic momentan pe plajă. Sunt o grămadă de oameni și undeva pe peninsula aceea micuță care desparte Marea Baltică de Marea Nordului, să ajungem și acolo, este un tractor de care v-am spus că există. Se pot face tururi cu el, n-am văzut cât costă biletele, se puteau cumpăra din parcare. Dar vă ține la curent, vedem ce mai aflăm. Sunt foarte multe evapoare pe mare, nu știu cum vă dați seama, dar este plin pe aici. Și Alex, care este foarte adormit astăzi și n-are chef de nimic.
Nu știu dacă vă dați seama cât de frumos se vede, dar în partea asta aici este Marea Nordului și în partea cealaltă este Marea Baltică și se unesc fix aici, pe limba asta de nisip, unde este tot domnul acela. Atât de frumos și mă bucur atât de mult că am apucat să vedem focile, e un pui acolo. Am crezut inițial că săracul e dus, dar respiră, l-am văzut că mișcă din când în când, cred că pur și simplu doarme sau așa le place să credem. Sunt foarte mulți oameni cu căței, nu e destul de... adică ne aștepta să fie mai controlată puțin zona, dar nu e, e la bunăsința oamenilor care pe alocuri lipsește, dar na. Adică nu mă așteptam să văd câini atât de aproape de puiul ăla de foc de acolo. Mi se pare un pic periculos. În rest am prins o zi tare, tare frumoasă. Cui ți se pare? Că mă uitam că e acolo una care a scos capul. Nu știu ce urmărește, dar uite ce frumoasă e. Ăla nu cred că vrea să intre în apă. Că e nadida și bluci, e vleașcă până la genunchi dacă nu mai mult. Dar nu înțeleg ce încearcă să facă. Ba strâns-o, ba încearcă să o ridice, mă depășește. Nu știm, noi doar punem întrebări. Cum ți s-a părut? Sunt puțin dezamăgit de oameni, în general. Îmi place super mult să văd animăluțe în mediul lor până la urmă, dar din păcate aici este mult prea turistic pentru ce mă așteptam eu, față de ce mă așteptam eu. Cred că trebuie să pună cineva un gard acolo și să lase focile în pace. Adică după cum observați, vin oamenii cu tractorul aici, este destul de... Nu mă așteptam la chestia asta din partea danezilor, dar rămân surprins în fiecare zi. Overall foarte frumos și este temperatura foarte mișto, adică e frig. Da, e cu soare și bate vântul și îmi pare rău că nu prea putem scoate drona pentru că sunt vreo 30 ceva de kilometri, mă rog, mie mi-a dat 28 de kilometri la oră, dar asta în oraș și pe plajă vântul bate mult mai tare decât în oraș. Am făcut poze în nisip și mi-a intrat unde nu bate soarele. Până pe... Cred că-s ok. Nu s-a uitat nimeni, adică n-a văzut nimeni. Sunt niște oameni acolo, dar s-au făcut săraci că n-au văzut ce-s fac. Gata, mult mai bine, relativ. Hai să bem o cafea. Ne-am întors la mașină, voiam să ne oprim să mai bem și noi apă, un suc cu ceva, dar s-a făcut 5 între timp. De fapt, cred că este... O să plecăm de aici. Mai avem vreo oră până acasă, mai avem destul de mult. Venisem mai devreme, dar aia a fost ziua scurtă pentru noi. Și toate lucrurile, cum vă spuneam, aici se închid foarte devreme. O să mergem spre cazare, pentru că mâine o să schimbăm locația. Mâine avem ceva drăguț în plan. Suntem super încântați, avem luat biletele. Și o să ne continuăm călătoria. Am ajuns acasă, din păcate cam asta a fost ziua noastră. Chiar vorbeam cu Iulia acum că nu prea avem ce să arătăm în vlogul de astăzi, dar am zis că facem daily și dacă facem daily, în principiu, dacă asta e ziua noastră, asta e și vlogul. Sunt zile și zile, zile în care ne plimbăm și avem timp de toate mai mult. Astăzi am avut de lucru, am fost să mâncăm, am stat, nu știu, vreo 3 ore pe drum și, na, cam asta a fost ziua. Acum eu trebuie să intru în ședință, trebuie să ne apucăm de editat, de mâncat, că n-am apucat să mâncăm, am trecut și pe la Lidl și cam asta este. Aveți grijă de voi, noi v-am pupat. Pa! Mergem către plaja cu... A, uite, cu foci.
Stai că e prea întunecat. Și eu nu prea am mâini. Nu, de aici, de aici. Altă viață. Aveți grijă de voi? Voi nu...